deosebit de plăcută să citesc pe chipurile acestor copii care au fost premiați în mulțumirea lor, dar și a părinților, care duc lupta de zi cu zi pentru binele acestor copii. Suntem foarte mulțumiți de sprijinul acordat de comunitatea locală, de oamenii care s-au implicat în seara aceasta, sponsori, parteneri media, reprezentanții ai lumii academice, medicale, educaționale, oameni care au dat o mână de ajutor. Mulțumesc foarte mult reprezentanților primăriilor, unde noi avem proiecte respective din partea primăriei Dorogoi, din partea primăriei Vârla, din partea primăriei Iași, pentru tot sprijinul acordat, pentru că au venit alături de noi și au dovedit că doar prin parteneriatul public-privat noi putem să schimbăm lucrurile mai bine pentru acești copii. Ne luptăm încă cu probleme legate de mentalitate, legate de faptul că acești copii care au dizabilități intelectuale, ei nu pot fi recuperați, însă prin ceea ce facem noi în seara aceasta, prezentând aceste modele de succes din toate județele în care Fundația Stară Hope România are proiecte, de fapt arătăm că se poate. Și ne bucurăm de faptul că am putut să oferim o seară deosebită unor oameni ai comunității, reprezentativ, oameni care pot să ducă mai departe mesajul transmis de noi în această seară, că și copiii cu dizabilități au abilități, au talente, pot să devină celebri și pot să devină, de fapt, utili societății. Și până la urmă este vorba de demnitate și de valoare umană. Ceea ce facem noi seara aceasta, am dat valoare acestor copii și vom continua să facem lucrul acesta cu ajutorul lui Dumnezeu. Mulțumesc!